dacă avem o suprafață de un hectar, care înseamnă, înseamnă două stadioane de fotbal unul de celălalt, și o victimă îngropată în cel mai nefavorabil loc, adică într-un colț, și salvatorii încep să caute din colțul opus, sunt două variante, ori câine, ori linie de sondare, compusă de obicei din 10 salvatori montani. O linie de sondare, ca să ajungă la victimă până în colțul opus, are nevoie de 4 ore. Un câine găsește victima în maxim 10 minute. Prima școală a avut loc în 2015, deci iarna aceasta am avut a 7-a ediție a școlii pentru câini de avalanșă și în momentul de față sunt 20 de câini în țară în 12 județe. Trebuie să spun că sunt foarte puțini dintre cei care merg la schidătură sau la ture de iarnă care să aibă și acel DVA, acel dispozitiv electronic. De ce? De ce e rău, de ce e grav? Pentru că, de fapt, în asta constă, într-o avalanșă, în asta constă șansa principală ca persoana să fie găsită în viață. De ce? Pentru că în momentul în care se întâmplă o avalanșă, automat, într-o zi de avalanșă, trebuie să mergi la distanță mai mare și ar trebui să-ți rămână cu echipieri și neîngropați, să nu fie în zăpadă. Iar respectivii să-și caute cu echipierii. Dacă nu, trebuie intervenit cu sonde și câini. Cele mai întâlnite cazuri sunt, am făcut mai mult decât trebuia, chiar am avut o discuție de genul ăsta cu acum vreo două săptămâni cu cineva care ne-a alarmat și eu l-am întrebat, n-ai văzut că pe indicator scrie 8-9 ore? Și a spus, da, eu am crezut că le fac în 4-5. A spus, bun, și l-ai făcut? Nu. Deci trebuie să te informezi în primul rând asupra traseului, să te informezi de ce echipament ai nevoie, care e nivelul de condiție fizică, care sunt căile de retragere în diverse puncte. Pentru că e foarte important să ai puterea să te retragi, să te întorci. Deci nu să ajungi cu ultimele puteri pe moldoveanu și apoi să suni salvamontul, pentru că e posibil, dacă nu ești echipat, să te găsească salvamontul în hipotermie. Din păcate, ne confruntăm cu o lipsă destul de mare de cultură montană, de responsabilitate montană. Asta înseamnă că foarte mulți turiști vin în Poiana Brașov și nu numai, în toate zonele montane din țară, vin total neechipați. Și bineînțeles că de aici pleacă cele mai multe evenimente. Ei trebuie să știe că în momentul în care se hotără să părăsească zona de asfalt a stațiunii sau să părăsească zonele peroanelor instalațiilor de transport pe cablu, trebuie să aibă un echipament adecvat. Care echipament adecvat pleacă întotdeauna de la picioare? Și vorbim aici de încălțări specifice care să aibă un cramponaj care să le ofere aderență în condiții specifice și care totodată să le protejeze zona gleznelor. Întotdeauna un rucsăcel cu ceva haine mai groase, pentru că odată cu creșterea în altitudine știm că temperatura scade simțitor. Dacă la acea altitudine mai vorbim și de vânt și mai vorbim și de precipitații, confortul termic pe care îl vor simți va fi unul foarte scăzut în comparație cu temperatura reală de acolo. Și nu în ultimul rând, dacă vor să facă ceva trasee un pic mai grele, să se intereseze despre traseul respectiv și să se pregătească un pic mai bine. Cei care aleg să meargă pe aceste piste de bicicletă, de coborâre, trebuie să știe că au nevoie de un echipament adecvat, care echipament adecvat trebuie să conțină cască, ochelarii, mănușile, protecții de coate și de genunchi și nu în ultimul rând protecția pentru spate. Să se asigure că înainte de a face o coborâre pe traseul respectiv, fac o recunoaștere a acestui traseu, astfel încât să nu fie luați prin surprindere de obstacolele traseului respectiv și să poată vedea modul corect și viteza cu care pot aborda
obstacolele respective și, bineînțeles, să-și aleagă traseul în funcție de pregătirea lor fizică și tehnică. Suntem în piața Brasai, cetățenii ne pot găsi aici de la ora 12 până la ora 8 seara. Colegii mei au pregătit un stand unde au adus echipamentele pe care le folosesc în misiunile de intervenție, în misiunile de căutare sau de recuperare a persoanelor accidentate pe munte. Pot vedea snowmobilul, pot vedea ATV-ul, pot vedea echipamentele din dotare. Colegii mei au pregătit și niște materiale cu sfaturi pe care oamenii le pot lua. Aceste sfaturi ar fi foarte bine să fie cunoscute de toți oamenii, de toate persoanele care urcă pe munte. Sunt sfaturi legate de echipament, sfaturi legate de ce ar trebui să fac în cazul în care se întâlnesc cu un animal neprevăzut. Sfaturi generale, să zic. De supraviețuire pe munte. De supraviețuire pe munte, exact.